două luni să vorbim despre a doua încercare de asasinare a lui Donald Trump. Și de data aceasta vorbim despre un dezaxat, după părerea mea, un tip care oricum are inclinații ceva mai puțin normale spre război, spre luptă. Și deși e mai bătrân cu 2 ani decât ceea ce ați prezentat dumneavoastră în acel interviu, nu i-a venit mintea la cap, ci dimpotrivă, i-a venit ideea de a se răzbuna cumva într-un mod foarte clar și bine pus la punct, premeditat, deci premeditat, să se răzbune pe președintele Trump pentru faptul că există o declarație a președintelui Trump cum că s-ar putea ca războiul din Ucraina să înceteze într-o zi, două sau un timp scurt dacă devine președinte. Iată cum acest individ a trecut din tabăra lui Trump, care la un moment dat era susținut de către acest individ în două culori, și a trecut cumva de partea celor care susțin războiul și nu așa oricum, cum foarte bine ați arătat dumneavoastră, cu implicații mincinoase cu privire la puterea lui, haideți să zicem, mondială, de a strânge o armată de mercenari care să ajute Ucraina și multe alte lucruri. Dar ceea ce vreau să subliniez încă o dată este faptul că acest individ s-a dus în mod premeditat, cu armă, cu tot ce trebuie, ca să tragă în președintele Trump. Deci nu e o scenare, așa cum ni s-a părut nouă la prima vedere, că vezi, doamne, domnul Trump a acuzat că au mai fost ceva focuri de armă în proximitatea dumnealui. Nu, nu. Dacă e așa cum se spune, și probabil că așa este, atunci această intenție de a fi tras, de a vrea să tragă în președintele Trump, este una absolut reală. Bun, repet, vorbim despre a doua încercare în două luni. Secret Service, domnule general, știm că la momentul primei tentative s-a discutat foarte mult despre cum au intervenit acolo agenții și ce măsuri de siguranță au luat. De această dată nu a fost în vizor, practic, Donald Trump ca țintă în câmp deschis. Împușcăturile au avut loc la ceva distanță de locul în care se afla Donald Trump. Este pregătit Secret Service pentru că deja s-ar putea să, din păcate, să devină o obișnuință până la alegerile prezidențiale. Avem a doua tentativă în două luni. Da, se pare că Secret Service-ul și-a luat o serie întreagă de măsuri suplimentare pentru diferitele situații în care se află președintele Trump. Odată la acele meeting-uri și ați văzut că au apărut acele parapete transparente de care chiar vorbeam în emisiunea dumneavoastră, domnul Porumbel, acum probabil că au suficiente forțe care să urmărească un perimetru, să urmărească chiar o zonă, pentru că ne putem aștepta la un moment dat ca și cu o dronă să fie atacat acest domn președinte sau viitor președinte Trump. Adică probabil că și-au luat o serie întreagă de măsuri tehnico-tactice, cum spunem noi, care să crească siguranța președintelui. Dar niciodată nu putem vorbi despre o siguranță de 100% pentru un demnitar în condițiile în care și imaginația atacatorilor este una extrem de vastă. Mulțumesc, domnule general. Luăm o scurtă pauză de publicitate.